Bună seara și bine ați revenit la un nou videoclip de pe canalul meu de YouTube intitulat Mircea Pavalache IT și Tech. În această seară voi face un videoclip cu minunata tastatură Logitech C113 Prodigy. Și acum să vă spun sincer, eu mi-am achiziționat această tastatură întrucât mai am produse din camate la Logitech și chiar băieții de la Logitech sunt geniali în ceea ce fac. Și cu această ocazie le mulțumesc și tastele au un feeling minunat, dar mai bine să o desfacem tastatura. Deci pe cutie zice că tastatura aceasta este RGB. Pe cutie ni se precizează undeva aici care 16,8 milioane de culori și tastatura cu keyboard US International. Și pe spate uitați și logo-ul frumos aici Logitech. Pe spate scrie așa: response time 2 milliseconds tuned for ultra quick responsive feedback. C113 Prodigy is up to 4 times faster than standard keyboards include of the cost in gaming matrix. Zice că este de 4 ori mai rapidă tastatura aceasta pe care am ales-o eu să o cumpăr față de alte tastaturi. Și chiar așa este, o să vedem atunci când o montez la laptop și facem testele. 16,8 milioane de culori. Customizable RGB lighting up to 60.8 million colors. Se pot customiza tastele, culorile de pe taste de 16,8 milioane de culori. Să pui în ce moduri vrei tu, o să vă arăt și un program în care puteți face asta, să vă customizați profiluri de culoare cu tastatura aceasta. E water resistant, designed for gamers of all type and skill level. C113 Prodigy's clean design is ultra durable and split resistant. Această informație ne amintește că această tastatură este rezistentă la udături și la strop de apă. Play, pause, mute, adjust your volume, or skip tracks right from your keyboard. Avem niște butoane dedicate de mute, volume down, volume up, înainte, înapoi, și play, pause. Dar s-o desfacem. Și așa arată tastatura. În cutie avem tastatura propriu-zisă și un manual de utilizare. Un manual de utilizare, de warranty and safety information în mai multe limbi. Important safety compliance and warranty information. Manual de garanție în engleză, în poloneză, în rusă și în română, inclusiv în română. Și
Și acum, haideți să vă spun câte ceva despre ea și să o pune la calculator și să vedeți cum luminează. Aceasta este tastatura. Deci are buton, are logo-ul Logitech G cu RGB, că e Logitech, și are butonul ce are, sunt butoanele de funcții, ce are tastatura, aici are un game mode. Aici stingem și aprindem tastatura să se lumineze sau să nu. Aici e palm rest, o porțiune unde să țin mâinile când tastez. Aici este volum mute sau nu. Aici este volum up and down. Aici este înainte, pause, stop. Deci înainte și înapoi. Aici este play pause, nu e înainte și înapoi. Și aici avem numpad, un number lock, enter plus și o grămadă de semn. Acum haideți să vă spun, întâi să vă prezint modurile în care puteți sincroniza tastatura. Deci aici, în programul acesta, Logitech G-Hub, puteți sincroniza tastatura. Aici eu mai am un mouse, după cum vedeți, și am făcut un review la mine pe canal. Vă voi pune și linkul acestuia în descriere sau în tapul de sus. C100 Lansing și C213 a mea. Putem să facem culoare fixă, așa cum vedeți, și în momentul de față, sau putem să schimbăm textul dacă o facem verde, s-a făcut turcoaz. Putem să-i facem, să închidem off, să-i facem circle, adică luminează toate culorile. Putem să, aici rate, a venit prestabilită la 5000 de milisecunde, dar putem sortăm în funcție de cum și se schimbă culorile mai repede. Color wave, unde se face un mare fel, rainbow. Da. Pruning, care de fapt e ca respiră, zici că respiră tastatura. Că asta înseamnă respira, screen sample. Așa. Și auto visualizer. Asta este un efect ca în ritmul muzicii. Și acum o să pun o muzică să vedem dacă funcționează. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Ar trebui să lumineze în ritmul muzicii.
Să trecem peste acest aspect. Mai mult de o veți descoperi voi dacă cumpărați această tastatură minunată. Și v-am spus câte moduri aveți. Și acum să vă prezint mai multe detalii despre această tastatură pe care toți gamerii o iubesc. Stați să vă luminez tastatura ca să avem un videoclip de senzație. Și acum să-i dăm bătaie. Tastatura gaming Logitech C213 Prodigy, mă scuzați. Această tastatură este perfectă pentru jocul. Tastatura de gaming C213 Prodigy prezintă cele mai bune performanțe în ceea ce privește simțul tactil prin tastele construite. În mod special, și uitați, sunt taste pe și nu fac gălăcie, sunt pe silicon. Un pate silicon fiecare tastă. C213 Prodigy beneficiază de tastele Matchdown și este reglat pentru a oferi un feedback ultra rapid receptiv, făcând o tastă până la 4 ori mai repede decât alte tastaturi standard. Ce v-am citit pe cutie, aceasta a fost una dintre caracteristici pe care v-am spus-o la începutul videoclipului. Dar în același timp, similar cu cel al unei tastaturi cu switch-uri mecanice. Astfel, tastele au nevoie de o apăsare de doar 4 minute pentru a funcționa, deci de 25 de grame de forță Totodată oferă un scumă redus la apăsare. Sonete iluminare de precise și luminoase. Puteți să faceți fiecare tastă să lumineze după cum vă place. Din acest motiv am ales să o achiziționez. Pentru că mi-a plăcut că are RGB și puteți să modificați din programul Logitech G-Hub profilurile de culoare după bunul plac. Tastatura C213 Prodigy are 5 sonete iluminare RGB care pot fi personalizate dintr-un spectru de până la 16,8 milioane de culori. Culorile pot fi schimbate pentru a se potrivi cu configurarea specifică a jocurilor și permite totodată setarea culorilor preferate ale fiecărui gamer pentru a-și sincroniza diversele efecte de iluminare cu alte dispozitive Logitech G, adică cu mouse-ul pe care aici l-am de față și este unul chiar genial și ăsta, dacă aveți ocazia să vi-l achiziționați, eu îl recomand cu toată căldura. Deci chiar nu veți regreta nimic prin achiziționarea acestui mouse. Folosind Logitech Gaming Software, adică LGC, scurgerile de lumină din jurul fiecarei taste înseamnă că mai multă lumină iese prin urmele literelor și că mai puțină lumină se scurge în jurul tastelor, ceea ce face că se tastelor mult mai ușor în întuneric. Rezistentă la strop de apă și la utătură. Deci acum vă spun mai în detaliu caracteristicile sintetizate pe cutie. Concepută pentru jucătorii de toate nivelurile, tastatura C213
crești pe prodicitis, spune-te unde sunt ele care rezistă la murdărie, care este confortabil și durabil. De asemenea, încet 100 crești pe prodicitis este rezistentă și la lichidele vărsate accidental peste aceasta. Construcția tastelor pe membrană permițând o vărsare accidentală a lichidelor, fără ca tasta dura să fie într-un fel variată. Testată cu maxim de 60 de mililitri de lichid, așa spune producătorul. Taste multimedia pentru comenzi rapide. Respectiv aceste game sender, să opriți să nu mai lumineze, mute volume, up volume down, play, pause, stop și înainte și înapoi să te rulați. Tastele media dedicate permit comenzile play, pause și skip, cât și reglarea volumului muzicii cu o simplă atingere a unui buton. Adică mai precis aceste două, dacă vreți volum up aceasta și volum down aceasta. Fără să mai fie nevoie ieșirea din joc pentru acest lucru. Software dedicat. Cum v-am arătat și Logitech Chiha. Logitech Gaming Software vă permite să personalizați tastatura dumneavoastră C112 pentru un aspect cât mai plăcut. Setați iluminarea RGB, economiziți din green, selectarea unor taste rapide și multe altele. Puteți să vă setați și profilurile pentru show-uri, să vă personați cu anumite teme, de exemplu, când a fost sărbătoarea numită Halloween, pe 31 octombrie a fost adăugat un efect să personalizați în mov și alb. Aceasta este, sunt culorile pentru că noi. Pe spatele tastaturii veți vedea că sunt două piciorușe de sprijin ca să înălțați tastatura și dacă le dă înapoi sunt peturile pentru asta pe orice suprafață. Și aici e un sticker cu Logitech. Și cam acesta a fost videoclipul meu din această seară. Așadar, nu ezitați să dați un like, subscribe și share printre prietenii voștri pentru a afla și ei când mai postez noutăți din lumea tehnologiei. Așadar, dacă v-a plăcut această tastatură, vă voi pune în descriere și linkul către site-ul de unde am achiziționat-o eu, să vă puteți cumpăra. Eu cred că la prețul actual după SAI, adică 279 de lei, merită fiecare bănuț, întrucât dacă vă place RGB-ul, merită și sunteți pasionați după luminițe și culori. Așadar, dacă v-am convins, nu uitați să vă abonați, să dați like și să share-uiți pe rețelele social media pentru dacă v-a plăcut acest videoclip. Noi ne revedem data următoare cu videoclipuri din ce în ce mai interesante și captivante din lumea gadgeturilor și tehnologiei. La revedere!